Salutare dragilor. Eu mă numesc Colum Vladimir, sunt instructor de masaj la Școala de masaj spa din Chișinău și astăzi vreau să fac un anunț. Pe data de 28 februarie vin la Tine acasă la București să organizăm un curs de masaj visceral. Da, este unul din cursurile de masaj din tot programul, da, care îl avem noi aici, la, în incinta școlii de masaj la Chișinău. Și acum vreau să-ți povestesc un pic despre ce vei învăța într acest curs și să înțelegi, este pentru tine acest curs sau nu este pentru tine. Acum câțiva ani, eu am fost la Rusia, la profesorul meu, Ogulov, și am început încet și să învăț să, la el la școala lui și am început să uh, implementez în tehnica mea de terapeut tehnicile astea de manipulări a organelor interne. Foarte mulți uh, oameni nu cunosc ce înseamnă terapia viscerală și cred că de fapt această metodă este doar pentru specialiști în domeniu. Cred că este doar pentru oamenii care activează într-acest domeniu. Dar, de fapt, acest curs este pentru toți oamenii care vor să aibă un mod de viață sănătos. De aceea, te provoc să vii și tu la acest curs, și respectiv te invit să vii și tu la acest curs și să afli ce înseamnă terapie viscerală, să afli cum poți să deblochezi un ficat, să deblochezi un pancreas, un stomac dar plin cu diferite patologii un rinichi sau un uter, în funcție de ce patologii și probleme de sănătate tu ai. Și, respectiv, foarte mulți din noi cunosc, nu cunosc, de fapt, ce înseamnă terapie viscerală. Ea are mai multe denumiri, dar unul din denumirile cele mai obișnuite și des întâlnite este masajul organelor, dar este mai mult pe înțelesă tuturor. Deși are și denumirea de masaj, masajul staroslavon. Da, este unul dintre metodele staroslavonie care străbunicii noștri tratau oamenii înainte de a medicamentele. De deci, aceea este o metodă de tratament non-medicamentoasă care pot să o implementez copiilor familiei, soțului, soției, dar respectiv, ca voi să puteți fiecare din voi palpa organele, să știți unde se află fiecare organ și să poți să-l să, să apreciezi, să înțelegi. Din ce cauză, spre exemplu, ai diferite alergii? Din ce cauză, spre exemplu, ai diferite intoleranțe la anumite alimente? Din ce cauză ai diferite balonări? Sau din ce cauză foarte multe femei acum se întâlnesc după o sarcină, două, cu neretenția de urină, cu tozul, uh, uterin sau cu ptozul uh, rinichilor. Da, sunt foarte multe uh, probleme uh, disfuncții care vor fi analizate la nivel uh, fiziologic, da, noi nu vorbim de medicină la nivel fiziologic. Ca fiecare din voi să puteți să vă identificați în primul rând problemele voastre și într-a doilea rând uh, cel mai, una din cele mai mari valoare a acestui curs este ca fiecare din voi să poată și să trateze aceste organe. De ce te invit la acest curs? Să afli mai mult despre tine, practic tot, și respectiv să, să poți și să te tratezi, să-ți să faci un plan de acțiuni spre viitor. Care sunt pașii ca să tratezi ficatul? Care sunt pașii? Procesele, metodele ca să stomacul sau intestinul sau rinichii sau uterul sau indiferent de care probleme tu ai. Sunt foarte mulți care au acești hernii de dis și nu înțeleg din ce cauză. Care au dureri de cap, tensiune sau multe alte probleme care noi le vom atinge într-acest curs. Da, și vom face cunoștință cu foarte multe lucruri care din punct de vedere medical da, nu există nicio metodă, de exemplu Uh, cum se ridice rinichii în sus, înapoi, da? Ptozul renal. Cum se ridice stomacul în sus, în ptozul stomacal. Sau cum se tratează uh, disfuncțiile neurovegetative, da? Pentru noi cunoaștem foarte mulți oameni, acum se adresează la medic sau au simptomele de distonii neurovegetativă. De deci, aceea, uh, încă o dată, uh, da, te invit la acest curs unde vom aborda foarte multe teme, vă voi arăta uh, care sunt pașii de deblocat vezica biliară, unde 95% din toți oamenii au dischinezii biliare, au uh, blocat, blocate căile biliare, unde medicul cu prima ocazie și posibilitate scot vizicile biliare. De ce? După părerea mea, noi putem salva foarte mulți oameni, noi putem ajuta foarte mulți oameni să le dăm o recomandare, să le dăm o metodă care ea este uitată de pe timpuri. De deci, ce și denumirea are staroslavon, da, staroslaveană, o metodă de mult uitată care acum încetșor ea face pași micuți de a reînvia și de a fi introdus în toate centrele curative din toată lumea și din tot globul. De deci, aceea Intenția mea este ca fiecare din noi să cunoască cât mai mult despre sine și să putem crea în viitor generații noi de copii sănătoși și multe alte lucruri. Dacă ai întrebări, evident, vor apărea din ce cauză copiii să nască bolnavi. Păi, în acest curs despre asta și vom vorbi, cum noi putem crea burte, organe sănătoase, unde se vor dezvolta și crește copii sănătoși care respectiv mai departe vor avea o viață plină de bucurie și plină de speranță. De aceea, încă o dată, te invit la acest curs de masaj visceral la București pe data de 28 februarie. Va fi un program de 3 zile, de la ora 9 până la ora 6 seara, unde vom sta și vom analiza fiecare organ în parte, Vă voi explica principiile, cum funcționează organele noastre, vă voi arăta din ce cauză aceste organe se îmbolnăvesc. Și veți înțelege că, de fapt, din punct de vedere medical, nu există nicio pastilă care noi să putem debloca ficatul. Nu există nicio pastilă care noi să putem ridica renichiul în, în sus sau um, uh, porni microcirculația de sânge și uh, limfă în ficat sau un anumit organ. De aceea, unica metodă de a debloca organele, asta este fiziologic, prin diferite manipulări, da, prin diferite presări pe anumite puncte proprii organului, noi pornim microcirculația în organ și organul începe a funcționa. De aceea, haideți să readucem uh, viață și în interiorul organelor noștri prin uh, mecanismele, da? prin palpările și prin manipulările organelor, ca ele la sfârșit să vă spui mulțumesc că într-adevăr aveți grijă și de ele. De aceea haideți să avem grijă și de noi, de organe și să avem o viață cum noi ne-am dorit. De aceea eu sper că am adus și ai înțeles despre ce este acest curs, da, într acest video și uh, știu că vei fi și tu într această sală, și pe curând, și îți doresc mult succes. Uh, și poate, dacă vrei mai multe informații, să găsești canalul meu pe YouTube, și acolo tot sunt foarte multe lucruri: uh, Facebook, da, sunt foarte multe lucruri, live-uri, care să faci foarte mult uh, să afli multe lucruri noi care respectiv îți vor prinde bine în viața ta. Succes, îți doresc și multă sănătate și ne vedem în sală. Pa, pa!